Din noul an școlar, elevii din România vor avea parte de schimbări importante, începând cu structura anului școlar și până la schimbări ce vizează disciplinele școlare. În primul rând, nu vor mai exista semestre, ci acestea vor fi înlocuite cu 5 module de învățare, care vor alterna cu 5 vacanțe. Conform știri fresh 24.ro, din 2023, elevii români nu vor mai primi note la sport, ci calificative, bine, suficient sau insuficient. În timp ce profesorii de specialitate sunt nemulțumiți și consideră că Ministerul Educației va îngropa sportul, elevii cred că presiunea notelor va mai scădea. Media la educație fizică și sport nu va mai conta deloc la calculul mediei anuale pentru elevii de la gimnaziu și liceu. În următoarele zile va fi prezentată la guvern noua lege a educației, care va include și această decizie. Profesorii de specialitate cred că ora de sport va deveni o oră de relaxare, de socializare, mai ales pentru elevii de liceu, pentru că, nemai fiind notați, își vor pierde complet interesul pentru sport. În momentul în care elimini notarea de la 1 la 10 și introduci calificative, trebuie să te aștepți la o diminuare a importanței rolului educației fizice și sportului în ceea ce privește învățământul, a declarat la Antena 3 Florin Frosie, profesor de sport. Senatorul AUR Rodica Boancă a declarat că în aceste condiții elevii vor sta mai mult în baruri decât la sport. Ministrul Educației a anunțat că nici la desen profesorii nu vor mai acorda note, ci calificative. Potrivit spuselor sale, la disciplinele care fac parte din ariile curriculare, arte și educație fizică și sport, precum și la alte discipline care pot fi stabilite prin ordin de ministru, se acordă calificative de genul admis sau respins și nu note de la 1 la 10. În acest caz, excepție face învățământul vocațional. Toate aceste modificări vor intra în vigoare din 2023. Precizăm faptul că propunerea de a înlocui notele de la educația fizică și sport cu un set de calificative a venit din partea reprezentanților elevilor. Aceștia au argumentat că sportul trebuie făcut cu drag și nu de frica notelor, relatează știri.fresh24.ro.